Uite ce cadouri poți cumperi cu 10 lei de sărbători. Niște globuri. Ciocolată. Șurubelnicu. Este spre mari pentru geaca mea. Și un vinu. Nea. Azi nu folosesc geaca magică. În schimb, am două mari surprize pentru voi. Prima, avem aici trei cutii de cadouri superbe. Una de 500 de lei, una de 100 de lei, una de 50 de lei. Dacă vrei să ai șansa să primești una dintre aceste cutii superbe, tot ce trebuie să faci este să lași un coment la acest clip. Nu contează ce coment, dar e important să ne facă să râdim sau, cine știe, poate să plângem. Pe data de 15 decembrie, eu voi alege cele mai mișto comentarii. A doua surpriză. Pentru fiecare like primit la acest clip, eu voi dona câte un leu pentru casa Share. Hai să ajutăm niște copii. Vreau măcar 1000 de like-uri. La treabă. Bun, sunt sigur că te-ai prins deja, clipul de astăzi e despre cadouri sau despre ce poți cumpere în funcție de ce buget ai, adică 5.000, 500, 100 sau chiar 50 lei. Dacă ai un buget redus, hai să arăt ce poți iei de la Pepco. Pepco pare genul ăla de magazin în care găsești ceva chiar și la 50 lei. Cât o vorbim de bugetul de cadouri, hai să spun ceva ce sigur o să te uimească. Românii din străinătate au trimis anul acesta în România, în primele 6 luni, aproape 740 milioane de euro. În același timp, muncitorii străini din România au trimis către țările natale, Nepal, India, Filipinii, Turcia, bla bla bla, doar 23 de milioane de euro. Diaspora este o sursă puternică de finanțare pentru românii care rămân fără bani de sărbători. Deci dacă ai rude din străinătate, nu ar strica să îi suni, să le zici la mulți ani, să le vorbești frumos că poate, poate. Eu n-am rude din străinătate, dar ne descurcăm cum putem. O păturică roșie. L-am pus pe căutat și uite ce am găsit. Un glob de cristal ca să vezi viitorul pieței cripto. Un ceas ăsta cu alarmă ca să mă trezească dimineața. Eu chiar am nevoie. Merge și o lună din asta parfumată. Eu așa zic. 50 lei cam puțin bani chiar și pentru Pepco. Fie asta, fie nu eram eu prea inspirat că era dimineață. Ce să-i faci? Bă, parcă e cam lame toată treaba asta cu cadourile aici. Hai să luăm o carte. Citim ceva mai mișto. Poate ar merge ceva cu Elon Musk, că are mulți fani pe la noi. Sau ceva despre Metaverse. Sau asta. Vă las pe voi să ziceți care. No. Misiune îndeplinită. Acum mergem să spargem 100 de lei în JISC. Hai la treabă. Cât o vorbim de cadouri, tu știi cum stau românii la capitolul economisirii? Cel puțin unul din 5 români nu reușește deloc să economisească. 50% economisesc lunar cel mult 500 de lei și doar 10% reușesc să facă economii de cel puțin 1000 de lei pe lună. Asta arată un studiu realizat de cei de la Revolut. Deci dacă reușim să punem deoparte 500 de lei, abia dacă ne ajunge de un concediu vara și de câteva cadouri de Crăciun. Și când îi mai auzi pe alții de portofolii cripto, investiții imobiliare sau acțiuni la bursă, asta e deja blasfemie pentru cei mai mulți dintre noi. Doamne ajută să fim pe zero la sfârșitul anului, atât pot să zic. Bă, în JISC treaba era mai promițătoare decât în Pepco. Asta le-o dau lui Andrei și Vlad de la ZAS. Obiectele pe care le găseam erau clar mai practice. Mamă, dar ce frumos sunt. Mă rog, poate nu chiar toate. Mamă, emoji în real life. Din asta am oftă la cămin. O plafă să sunt de caldă în bear market. Și acum eu să cumpăr cel puțin unul din produsele astea și să-l dau ție cadou, dacă le ieși comentariu. Las comentariu. Nu, nu, cam just da, nu. Cam asta a fost treaba în JISC. Acum o să vă caut un cadou de 500 de lei. Poate un animal de companie de la Maxi Pet? Bă, dar n-am și eu un wallet digital ceva, unde să-mi țin cripto. Scop bani mai la bancomat. Eu cred că cu 500 de lei ar trebui să-mi iau un Ledger. Chiar aș avea nevoie de el. Poate ai nevoie și tu. Cumpăr două. Unul păstrez eu, unul ți-l dau ție. Am zis să-mi încerc norocul la flancul. Că ăștia cu electronice. Poate, poate. No, până un alta găsesc aspiratoare. Uite, mă, aspiratorul ăsta la 500 de lei. Ar fi fost un cadou bun până în 500, ce-i drept. Pe lângă aceste cadouri, Crăciunul nu are cum să treacă fără o masă cât mai îmbelșugată. Dar hai să-ți mai spun ceva de care n-o să fii mândru deloc. România este pe locul 9 în Europa la risipă alimentară, iar aproximativ 5 milioane de români trăiesc în risc de sărăcie. Un român cheltuie lunar cam 30% din venituri pe mâncare. Din tot ce cumpără, aruncă în medie 15% la gunoi, fără să consumi. La un salariu mediu net de 4.500 de lei lunar, suma cheltuită pe mâncare ajunge la 1.500 de lei. 15% din cumpărături sunt aruncate. În bani, aproape 200 de lei merg direct la tomberoane. Deci ai grijă, fii responsabil și nu mai fă risipă. Revenim în flancul în căutarea ledgerului pierdut. Bună ziua! Aveți cumva ledgeruri de vânzare? N-aveți. Ah, ok. Nu au. Hai să încercăm la Altex. Dacă cu flancul meu a ieșit, hai să încercăm cu Altex. Nici tu nu ești ledger, nici tu nu ești ledger. Tu sigur nu ești ledger. Bă, dar ăștia chiar n-au ledger aici. Ledger! Bună ziua! Aveți cumva ledger? Ce sta? Wallet din ăla pentru cripto ca un stick. Îl treabă la IT, dacă e un fel de stick. Ok, mersi. Bună ziua! Aveți cumva de vânzare ledger din ăla pentru cripto? Ok, mersi. Bă, nu știu.
Hai la EMAG, poate acolo au. EMAG-ul era clar ultima mea șansă. Bună ziua, aveți cumva de vânzare ledgeruri din alea? Ca un stick pentru cripto? Aveam. Ledger pentru cripto aveți cumva? Pentru cripto? Da, n-aveți. Ok. Eu trebuie mii ledger. Trebuie să iau un aspirator pe roșu. Bă, Luce, auzi, da? Tu știi că putem să-l comandăm online. Nu-i musai să-l cumpărăm din magazin. Da, mă! Tu ești băiat deștept. Uite, mă, chiar au. Ultimele trei produse în stoc. Nou două, ne trebuie, deci e perfect. O, să și cadrează în buget. Mamă! Gata. Acum adaug un coș. Așa, nu, o bucată, două bucăți. Perfect, băiatul meu. Victorii. Am înfrânt. Și nu uita, dacă vrei oricare din cadourile astea, știi ce ai de făcut. Că tot vorbim de cadouri, voi știți cât au cheltuit românii de Black Friday? Peste 630 milioane de euro în doar 11 ore. Și asta doar pe EMAG. Ca să vă faceți o idee, este ca și cum averea lui Gigi Becalari fost topită într-o singură zi. Bătaie mare au fost pe electrocasnici, gadgeturi și articole vestimentare. Mulți clienți, cam 20%, au ales să plătească în rate, ceea ce înseamnă că pe lângă ratele la casă sau chirii, încă mai este loc de o rată nouă. Deci mai rost vorbim de recesiuni, criză financiară, robori, RCC, nu cred. Hai să închid din clipul, nu? Lumea, nu închid din clipul, nu închid din clip. Bă, eu am luat cadourile astea pentru voi și sper să vă placă. Dar trebuie să vă mărturisesc că am o durere în suflet. Editez prea mult, femeia mă bate la cap să mă joc mai puțin. Nici nu știu cum să o mai scot la capăt, să spun sincer. Parcă aș începe să învăț un skill nou. Ceva care să nu fie neapărat productiv, dar să fie pansament pentru sufletul meu. Încă din liceu îmi doream să cânt la pian. Am încercat la chitară, dar nu-i de mine. Am un buget de 5.000 de lei, din care vreo 2.000 dau pe pianul ăsta digital și vreo 3.000 păstrez pentru cursuri. Și am observat că dacă plătești 3 lei sau 2 milioane, la fel de repede. Da, hai că a fost o zi productivă, v-am cumpărat și cadouri. Lăsați un comentariu ca să vi-l trimit. Pe curând! Just